Imperiul Otoman a fost unul dintre cele mai puternice imperii din istoria lumii. Puterea și succesul imperiului s-au datorat unor personalități numite Bayazid Fulgerul, Mahomed Cuceritorul sau Suleiman Magnificul. La polul opus se află Selim al Doilea, un sultan afemeiat, bețiv fără pereche, interesat doar de distracție. Se naște pe data de 28 mai anul 1524 ca fiu al marelui sultan Suleiman Magnificul, unul dintre cei mai grandioși sultani pe care i-a cunoscut Imperiul Otoman. Cea care l-a adus pe lume pe Selim era soția favorită a Magnificului, celebra Roxelana, pe numele real Anastasia Lisovska sau Hurem după convertirea la islam datorită frumuseții și intrigilor sale, devenise la scurt timp de la intrarea în haremul lui Soliman cea mai puternică și influentă femeie din Imperiul Otoman. Odras la Roxelanei nu avea nici o șansă la tronul otoman. Serim era abia al treilea fiu al lui Suleiman, iar frații săi mai mari, Bayazid și Mustafa, aveau certe calități de lideri. Norocul lui Selim se numește Hiurem. Ambițioasa și puternica sa mamă, intrigantă și conștientă de atracția pe care o exercita asupra sultanului, reușește să-i sădească acestuia în suflet gândul că cei doi fii ai săi, Baiazit și Mustafa, ar fi uneltit să ia tronul și să-l Fapt total neadevărat, cei doi fi respectându-și foarte mult părintele. Însă Suleiman înghite momeala otrăvită aruncată de soția sa favorită fără măcar să ordone o anchetă care să verifice gravele acuzații la adresa fiilor săi, cade pradă unui acces de furie și ordonă execuția celor doi nevinovați. Astfel, bețivul și iubitorul de plăceri Selim se trezește fără să-și dea seama, propulsat în cel mai înalt rang, sultan al Imperiului Otoman însă a ajuns pe tron împins de mama sa pe când era trecut de 40 de ani și contaminat iremediabil de vicii. Pe data de 7 septembrie 1566 era recunoscut ca lider absolut, cu toate că nu avea niciun interes pentru politică, putere sau campanii militare. Istoria l-a reținut în consecință ca Selim cel Bețiv, după ce s-a instalat pe tronul suprem din somtuosul palat Top din Istanbul, Selim nu s-a mai temut să-și ascundă atracția față de băuturi și orgii. În fiecare săptămână, sultanul organiza petreceri fastuase care culminau în excese sexuale și bahice care îi îngrozeau pe reprezentanții clerului musulman. În fața obiecțiilor timide ridicate de aceștia, față de consumul de vin care era aspru sancționat în Coran, Selim le replica. Nu spune profetul că vinul este sângele diavolului? Ei bine, eu vreau să-i beau tot sângele dușmanului. În fața unei asemenea replici, muftii și imamii se retrăgeau cu capetele plecate, rugându-se lui Allah să-i dea sultanului gândul lepădării de alcool. În Allah nu le-a ascultat rugile. Sultanul trăia viața ca nimeni altul. A schimbat sala tronului cu haremul, unde se deda exceselor sexuale în fiecare zi, orbit de nuri frumoaselor cadâne venite tocmai din Cerchezia, cadâne devenite între timp femeile sale favorite. Uitase de mult de căsătoria sa cu nobila venețiană Cecilia Venier Bafo, devenită Nurbanu Sultan după trecerea la islam. Selim își vedea în continuare de propriile vicii, nefiind conștient de însemnătatea funcției sale, cum nu realiza nici puterea absolută de care dispunea. Prin urmare, abandonează interesele politice și militare ale înaltei porți în mâinile vizirilor săi iar cel mai puternic și influent dintre aceștia s-a dovedit a fi marele viziri Mohamed Suculi, un fost ienicer, sârb de origine și turcit imediat după recrutare. La doi ani de când Selim era pe tron, Mohamed Sukuli era deja adevăratul conducător al Imperiului Otoman. Selim însă habar nu avea. Singurele lucruri care îi stârneau interesul erau prezentarea unui vin dintr-un soi pe care încă nu-l gustase, sau a unei noi achiziții senzuale pentru haremul său. Beat aproape non-stop, Selim începuse să cadă tot mai des pradă de unor accese de furie, în care poruncea execuții pentru vini închipuite. Aflat la comanda Imperiului, fostul ienicer sârb a atacat insula Cipru, avampost îndelung răvnit de otomani. Ciprul însă era controlat de Republica Venețiană încă din anul 1489. Înțelept, Socolul s-a opus inițial războiului cu venețienii, deoarece această republică maritimă avea deja un tratat semnat cu otomanii. Beat și furios, Selim nu l-a luat în seamă și a semnat un alt tratat oficial, declarând că cel vechi nu ar mai fi fost în vigoare și, în consecință, Cipru devenea teritoriu otoman. Supărat peste măsură de căderea Ciprului în mâinile turcilor, Papa Pius al V-lea convoacă toți liderii europeni la formarea unei noi Ligi Sfinte care să lupte împotriva expansiunii în altei porți. Bătălia finală s-a dat pe mare și a rămas în istorie sub numele de Bătălia de la Lepanto. Flota creștină va zdrobi flota turcilor pe data de 7 octombrie 1571 și va elibera Tunisul. Turbat de furie, Selim a postit trei zile după care a ordonat uciderea tuturor spaniolilor și venețienilor întâlniți în interiorul granițelor imperiului său. Ordinul, însă, a fost anulat fără ca Sultanul Selim să afle vreodată. Pe data de 12 decembrie 1574, Sultanul Selim a avut proasta idee de a organiza o orgie într-una din băile sale. Beat s-a ridicat la un moment dat în căutarea unei sticle pline și a alunecat pe marmura Udă. În cădere s-a lovit la cap. Șocul fiind atât de puternic încât traumatismul cranian l-a ucis pe loc. Mulți istorici îl consideră pe tatăl său drept figura emblematică a Imperiului Otoman. Lui Suleiman Magnificul îi se mai spune și Legiuitorul. La polul opus însă, Sultanul Selim a rămas bețivul.